langsam zu, damit wir euch alles gut erklären können und damit ihr jetzt versteht, wie ihr gleich Schritt für Schritt so eine tolle Zeichnung malen könnt. Bun, dragilor, acum vă rog să fiți un pic atenți ca să vă explicăm și ca să înțelegeți cum puteți voi desena și colora un astfel de desen extraordinar. Ihr seht, ich habe ein T-Shirt an und auf diesem T-Shirt sind drei ganz, ganz tolle Tiere drauf. Und diese tollen Tiere hat extra die Janina gemalt. Vedeți că am un tricou foarte drăguț pe care sunt trei animale desenate și această ilustrație a fost făcută de Janina. Und ihr lernt heute, wie die Janina so tolle Tiere malen kann und vielleicht lernen wir es gemeinsam auch. Și voi veți învăța astăzi cum să faceți astfel de ilustrații nemaipomenite, așa cum face Janina. Sper să putem să facem asta împreună. Și dacă aveți nevoie de ajutor, cereți ajutorul, da? Ihr könnt in aller Ruhe ganz langsam und konzentriert malen anhand dieser tollen Anleitung. Aveți suficient timp la dispoziție, da? Nu trebuie să vă grăbiți. Puteți să desenați, să colorați în liniște, conform instrucțiunilor de pe spate. Genau, also ihr habt euch ja jetzt alle drüben einen Welpen ausgesucht, der euch besonders gut gefallen hat. Bun, deci după cum spuneam, fiecare dintre voi și-a ales un puiuț de câine preferat. Und jetzt geht es darum, dass ihr im Prinzip das Bild so malt, nur halt mit dem Hund, den ihr euch ausgesucht habt. Und zwar auf Leinwand mit Acrylfarbe. Și acum ideea este să vă să desenați fiecare acest câine urmând instrucțiunile, dar dându-i caracteristicile câinelui pe care l-ați ales voi. Jeder von euch bekommt eine Leinwand. Fiecare dintre voi primește o pânză. Asta este culoarea acrilică. Tubul. Du hast eine Frage. Malen wir mit Bleistift die einmal vor. Die Zeichnung, das ist ja so wie hier, das wird mit Bleistift einmal vorgezeichnet und danach malen wir das erst aus. Wir können das auch wegradieren und contururile și după aceea urmează culoarea. Und das Gute ist, ihr könnt nichts falsch machen, wirklich. Jeder von euch hat seinen ganz eigenen Zeichenstil. Ihr alle zeichnet auf eure eigene Art und Weise und das ist immer richtig, was ihr da macht. Și partea bună este că de fapt nimeni nu poate să greșească, pentru că fiecare dintre voi are stilul propriu de a desena și așa este și bine, da? Und das ist richtig, richtig toll, was die Janina gerade gesagt hat, dass man nichts falsch machen kann und das macht auch Spaß beim Malen. Și ăsta e un lucru foarte important pe care tocmai l-a spus Janina, și anume că nu puteți greși. Ăsta e lucru foarte bun la desenat și colorat, că nu există greșeală. Dacă vreți să ștergeți ceva, o puteți Bleistift und dann dürfen Sie erstmal vormalen und wenn ihr fertig mit dem Vormalen seid, bekommt ihr Farbe von uns. Bun, cum vom proceda? Fiecare primește pânză și un creion. Veți desena conturul complet și după aceea va primi fiecare culoare. Da? Thank you.
großartig gemalt. Wir sind richtig begeistert von den Bildern. Darf ich mal ganz kurz dein Bild sehen? Darf ich es mal haben? Und wie man hier zum Beispiel sieht, das sieht so toll aus. Und wenn man das vergleicht, ist es einfach nur großartig. Bun, trebuie să spun că ați desenat, ați pictat extraordinar. Ne bucurăm tare, tare mult. Au ieșit niște tablouri foarte frumoase. Și uite, dacă, de exemplu, comparăm astea două, practic e cam același lucru. Adică a ieșit foarte bine. Also, ihr habt das wirklich, wirklich super, super toll gemacht und wir würden gerne eine Vernissage mit euch machen. Gnaden. Und ihr bekommt dann einen Termin mitgeteilt und dann könnt ihr da hinkommen und die mit euren Eltern nochmal zusammen angucken und dann auch mitnehmen. Da, ați făcut o treabă extraordinară și de aceea noi am dorit să facem o expoziție cu aceste tablouri ale voastre, un vernisaj și veți primi data la care va avea loc vernisajul și veți putea veni cu părinții să le admire și ei și atunci veți putea să luați tabloul și acasă. Gerne eure Haustiere zum Kastrieren mit hierher bringen. Și bineînțeles, atunci când veniți la vernisaj împreună cu părinții, puteți să vă aduceți aici și animăluțele la castrat. Und alle mitbringen, onkel, tante, großonkel, großtante. Și puteți să veniți cu toții, cu unchiul, cu mătușa, cu bunicul, cu străbunicul, cu străunchiul. Nachbarn, Freunde, alle können mitkommen. Vecini, prieteni, ia uite sfat pe toată lumea. Also, aber jetzt dürft ihr mal einen großen Applaus an die liebe Janina richten, denn sie hat das alles heute mit euch möglich gemacht. Dar acum, haideți să o aplaudăm tare pe Janina, pentru că ea a făcut totul posibil azi. E o mică bucurie băgată în punguță ca o amintire pentru ziua de azi. Und die Janina war so lieb und hat nicht nur diese Zeichnung für euch vorbereitet, sondern noch die zwei anderen. Genau, noch diese zwei hier, die dürft ihr alle mit nach Hause nehmen. Și Janina a fost atât de drăguță încât nu a pregătit doar acea ilustrație, ci a mai pregătit încă două și pe acelea două puteți să le luați acasă. Und auf der Rückseite seht ihr wieder? Und vielen Dank dafür, was ihr heute organisiert habt. Das hoffen wir auch. Da, și noi sperăm. Nächstes Jahr. Poate la anul. Okay, schön, dass ihr da wart. Ne bucurăm mult că ați fost aici azi. So, bitte schön für dich und dann dürft ihr euch alle eine Tüte bei der Anna. Și după aceea puteți să luați câte o pungă, da? In Asmyra und haben einen Tierschutzkunstkurs gegeben. Dafür habe ich extra diese Schritt für Schritt Zeichenanleitungen angefertigt und dabei sind diese wunderschönen Kunstwerke rumgekommen. Wir freuen uns unheimlich, dass die Kinder sich auf diese Art und Weise mit dem Thema Tierschutz hier in Rumänien beschäftigt haben und wirklich großartige Bilder entstanden sind mit ganz, ganz tollen Slogans zum Wohle der Tiere.